începe la fiecare o schetiță și o punem la intrare, să umplem ușul Nicolae cu dulciu și cu păpuș, pe ușă că o să vină cușa-cuș. Dar o voce șoptește, hai, acum trezește-te, adu-ți aminte, mai întâi gândește-te dacă ai fost cu minte. Vă mulțumim pentru toată susținerea, încurajarea și dragostea, pentru că știți să aduceți nădejde și lumina în sufletele noastre. Bunul Dumnezeu să vă dea putere să răspândiți în continuare cuvântul, lumina și dărul Evangheliei. Și mai presus de toate să ne oferiți binecuvântare. La mulți ani din partea copiilor și a colectivului Centrul de Zi Adice. La mulți ani! La mulți ani și sărbători fericite! La modul cum ați așteptat și cum ați întâmpinat, cred că până la urmă cuvintele sunt de Hristos. Și pe... Am văzut și sper să vă facem și un zâmbet în plus fericiți în ziua de astăzi. Ce se termină luna decembrie, e o perioadă foarte încărcată, dar sublimă. Asta e cuvântul, sublimă. Dacă începem să colindăm și chiar așteptăm să mai creșteți și voi, să veniți în ator și să veniți cu noi la Alba Iulia, să vedeți ce se întâmplă acolo și la... Dorim și noi astăzi. Alex, să știi că te admirați, uitați la tine și te admirați. Ne arăți culoarea, hai să vedem ce culoare. Ia hai să vedem ce culoare. Uaaa, ce frumos sunt. Pe coasele clasă. Ibăniștianu Anesia. Ia hai să vedem. Ibăniștianu Anesia. Uaaa, ce fain sunt. Michi Petruța. Ibănișeanu Rebecca, la câte am și arătat. Dacă aveți reclamați, nu vă place modelul, nu se motivește, le ducem, le trimitem. Răciuneți Mara Maria.
Păi te întreb eu. Ia spunem, cine a venit astăzi la voi la centru aici? A venit Moș Nicolae? Ne, nu mai plânge, lasă, nu mai plânge. Hai, hai, vină încoace. Spunem, cine a venit la voi la centru? Moș Nicolae. Și ce ți-a adus Moș Nicolae ție? Niște ghetuțe. Și Moș Nicolae a venit ajutat de niște spiriduși faini? Da. Pe cine iubești cel mai mult dintre spiriduși? Pe Alexandra? Da. Ia zi, pe Alexandra. Bravo. Bine, cine a venit azi la voi aici la centru? Moș Nicolae. Și ce ți-a adus Moș Nicolae? Niște ghetuțe. Spune-mi, cine l-a ajutat? Cine au fost spiridușii moșului, știi? Alexandra, Anita și Alex și Arsenie. Bravo, super! Cine a venit astăzi la voi la centru? Moș Nicolae. Și ce ați primit? Niște ghetuțe. Și cum ți se par? Frumoase. Cine l-a ajutat? Cine au fost spiridușii moșului? Domn părinte, Alex, Anita și Alexandra. Ia spunem, cine a fost azi la voi la centru? Moș Nicolae. Și ce ți-a adus? Niște ghete. Cum sunt? Frumoase. Mi le arăți? Da. Ia arată-ni-le. E, super. Bravo. Să le porți sănătoasă. Eu sunt tare pălos de fericit ca la Holy. O nouă campanie marcator. Spune-ne, ce faceți în această campanie? În această campanie ne-am hotărât să oferim ceva mai mult copiilor decât dulciuri cu ocazia sărbătorii de Moș Nicolae și am fost ajutoarele moșului, dăruindu-le copiilor niște ghetuțe în care să primească cadourile, pentru că, așa cum toată lumea știe, au fost într-adevăr foarte cuminți. Ați dăruit astăzi ghetuțe la centru ABC, mai aveți și pentru alți copii? Da, normal, noi am strâns bani pentru foarte, foarte multe ghetuțe și centrul ABC a fost ca și cum am început de acasă și de-abia așteptăm să dăruim mai multe ghetuțe tuturor copiilor care au fost cu minți și care au primit de la Moș Nicolae. Avem și noi o listă. Bravo! Ați fost ajutoarele moșului. Cine au fost ajutoarele moșului Nicolae la centrul ABC? Într-un proiect pe care l-a inițiat părintele Ciucur, ne-am aliat și noi clubul Lion Sonic Sereșița, clubul de doamne, și am contribuit și noi ca acești copii care sunt deosebiți, astăzi i-am cunoscut, să se bucure chiar în ajunul moșului Nicolae de niște încălțăminte bune, sănătoase și să fie fericiți. Am fost extraordinar de încântați, ne-au primit cu un program artistic bogat, cu cântece și chiar au voci, au fost încântați și pe deasupra ne-au încântat și pe noi, așa că dar din dar se face rai, noi, ei ne-au făcut daruri nouă, noi ne-am făcut daruri lor și sper că aceste momente deosebite să se mai repete, pentru că sunt copii cu potențial pentru viitor. Mulțumesc! Manifestări! Iată o primă dintr-o serie de manifestări la centru ABC. Da, așa este. Mulțumim Dumnezeu și mulțumim părintelor și tuturor colaboratorilor care au fost de partea părintelor și au ajuns la noi cu aceste ghetuțe. Dumnezeu să le răsplătească și să le răsplătească tot efortul financiar și timpul dumneavoastră care ați fost aici la noi. Ne bucurăm că am petrecut un timp scurt împreună. Vor urma, bineînțeles, alte întâlniri cu ocazia sărbătorilor de iarnă și totodată vreau să adresez mass mediei tuturor ascultătorilor, sărbători fericite și un an nou fericit din partea centrului de zi ABC. Mulțumim! V-am pupat! Cine o duce? O duc eu pe Ale, dacă nu, vreau. Cu noi. Ceau! Bistrioare! Părinte, iată o nouă campanie, marcator. Da, o nouă campanie de suflet, a doua pentru sfârșitul acesta de an. Suntem impresionați, în primul rând, de solidaritatea de care au dat dovadă cei care au sprijinit această campanie. Aș vrea să vă spun că au fost foarte mulți oameni de bine care au venit alături de noi în această campanie și au ajutat efectiv, concret, financiar, să putem să cumpărăm aceste ghetuțe de care acești copii au atâta nevoie. În al doilea rând, a sublinia atmosfera frumoasă din acest centru, de la centru ABC.
Am rămas plăcut impresionați cu toții, deci am găsit aici niște copii extraordinari care ne-au vorbit despre ascultare, ne-au vorbit despre cumințenie, ne-au oferit înainte de a primi. Copiii aceștia merită toată atenția noastră și eu mai sunt bucuros de un lucru foarte important. Noi nu am venit la acești copii doar acum sau doar de Paști și de Crăciun, așa cum se obișnuiește. Este o preocupare permanentă a noastră, a bisericii și iată în speță acum a Centrului de Tineret Monion pentru acești copii. De fapt, în tot acest an i-am avut cumva în grijă, fie am adus la noi, fie am venit la ei, demonstrând încă o dată că nevoia lor nu este una izolată, punctuală, ci este o nevoie permanentă și în plan material și în plan afectiv. Și cred că lucrul acesta va rămâne până la urmă, dincolo de ajutoarele acestea care sunt binevenite. Nu-i puțin lucru să primești o pereche de ghete noi, nu-i puțin lucru, dar dincolo de aspectele acestea materiale pe care am reușit să le oferim cu ajutorul prietenilor noștri, rămâne partea aceasta, atașamentul acesta, partea afectivă și copiii s-au atașat de noi. Copiii au modele. Au modele, nu aș zice neapărat în noi, ci au modele în tinerii de la Tor. Și lucrul acesta este cel mai important, pentru că ei văd în ei niște frați mai mari și sunt convins că după experiențele din acest an își vor dori foarte mult să facă și ei ceea ce fac fraților mai mari de la Tor. Lucrurile acestea rămân până la urmă. Mulțumim!